Salut, Arătoa, sunt Chisicamul Alex Nețvi și astăzi eu vreau să-i fac farsă părinților. Deci, în primul rând, avem chipsuri. Desigur că v-ați dat seama, sunt niște chipsuri care nu știu ce au înăuntru. Eu cred că înăuntru e un șarpe care ies așa și te spoare. Mai departe, avem aici un calculator. Când apeși pe unul dintre butoanele cele roșii, el stropește apa, adică e foarte mega super. Așa, mai departe. Cred că mulți dintre voi se întreabă ce este cu obiectul acesta. Acesta este un aparat care, uitați-vă, eu singur nu mi-am dat seama, dar apoi mi-am dat seama că trebuie să-l rotești și trebuie să-l pui așa pe deget. Așa, și când dai cu cineva mâna, se aud sunete. Așa, să trecem mai departe. Acesta este un... Deci, eu mi-am amintit că este un lichid care se stropește pe haină, dar nu vă speriați, el nu se murdărește. El după câteva secunde dispare. Vreți să încercăm? Deci, am luat aici o bucățică de material și vrem să punem niște picături să vedem dacă se șterge adevărat. Ok, scoatem, sunt foarte emoționat. Așa, vedeți. Punem câteva picături, așa încet ușor. Gata? Și acum să vedem dacă o să dispară. Așa, am citit puțin instrucțiunea, să fiu mai sigur. Aici mi se spune că trebuie să așteptăm ceva timp ca să se usuce. După cum vedeți, ea puțin s-a șters, dar încă este umidă. Dar până se usucă, noi trecem la alte obiecte. Deci, după cum v-ați dat seama, este un ou. Eu acest ou... așa, fugulița, o să-l pun în frigider. Și părinții o să credă că iau un ou din frigider, așa, de găină. Și când o să-l scap părinții, nu știu, eu cred că o să fie în șoc, dar acesta, uitați-vă, el e ca o jucărie antistres. Acum o să vă explic ce-i cu mâinile acestea. Așa, am despachetat. Mi-am dat seama că ele sunt foarte lipicioase, uitați-vă! Și chiar se lipesc de piele! Foarte fain! Uitați-vă, prieteni! Peste câteva minute s-a uscat și n-a rămas nimic! Ok, să trecem mai departe! Să scrieți în comentarii care farsă v-a plăcut! Mie, sincer, îmi place cu ou. Sunt foarte emoționat. Deci, eu prima farsă o să fac cu chipsurile. Interesant. Cine primul o să-mi iasă în cale? Să vedem. Bună, Jene. Salut. Eu am venit aici să te întreb. Poți să-mi deschizi chipsurile acestea să mâncăm? Că sunt foarte gustoasă. Eu am găsit de-astea cu crispy, sunt foarte gustoasă. Vrei? Schile. Da, și fiam de chipsuri. Nu, de-astea mititele, dar sunt foarte... Așa, pot să-mi deschid, sunt foarte gustoasă. Mai gustat de-astea. A fost o farsă! Ai, ce funcțional! Asta-i ușor! Ce și mai sperie? Ghidic, nu era un telefon în mână care să-mi scap telefon. Tu l-a luat asta. Era un tine, ți-a plăcut farsa? Mersi de chipsuri, du-ți de aici. Hai mai repede să pregătim. Eu să joc din amușine. Amușine să speriat. Eu să speriat. Să știți în video. Cum vă părăt reacția lui mamă Jenea? Așa e, uneori foarte emotiv. Deci, să trecem mai departe. Eu cred că o să trecem cu mâinile. Aperatorul! Ascunde-te, ca să nu te vadă. Bine? Hai, să trecem. Mamă!
rămas două? Da. Da. Ce e asta? Uite, asta e ideea asta, tata, care se răchiește și... M-ai speriat. Și așa am știut că să... Crezi că parcă m-a bătut curentul. Da. Da? Bine. A doua farsă tot s-a primit. Am uitat să vă spun, acesta este primul meu video care îl filmez singur fără ajutorul părinților și puneți foarte multe like-uri. Ok, farsa următoare. Avem aici un calculator, da, care s-o cuise, dar trebuie să împlu cu apă și după asta o să vă spun. Ce o să facem cu el? Așteptați-mă o secundă. Așa, eu l-am umplut cu apă, dar trebuie să încercăm dacă lucrează. Oh, lucrează foarte super. Haideam! Mama, scuze că te trezesc, dar vreau să încerc ce calculatorul acesta, dacă merge. Apasă-mi te pe om ca să vezi dacă lucrează. Asta e apă, mama. Ce e asta, Alex? Asta apeși așa și ies apă. Și mă trezește așa. Bună dimineața. Farsa asta presupunem că da, presupunem că nu. A mers. Bine, să trecem mai departe. Următoarea să fie cu mâna. O să merg iar la tata să văd, poate o să aibă o reacție mai bună. Tata. Da. Și eu. Sunt clei. Asta e mâna, tata, care sunt clei, uite. Oh, și m-a speriat. Crezi că vreau și o pârlă ceva. Ai, eu sunt clei pârlă. Da. Sper că farsa ți-a plăcut. Da, foarte mult. O să mă duc să-i fac și lumea jine că lui tata super o mers. Asta-i mână care să clie. Ziua parselor sau ce? A? Unde-i cu ce? Mie nu-mi place. Eu oricum aș prind, ia să fac și eu. Lângă anujenea, farsa asta era bombă! Dar mai întâi să văd dacă în anujenea a plecat, că el e foarte furios. Mama! Spați-o nu așa, că nu trebuie pe asta. Mama, dar poți să vin cu asma juța și ea? Mă. Ce? Uite. Măi, m-a speriat și... Wow! Nu, m-a fiat? Nu. Mami, eu de jucărie, de stres, uite. Alex, mi l-ai dat în cap. Mă scuză. M-a speriat. Bine că farsa s-o primit, așa-i? Mulțumesc. Nu am înțeles, tu ai spus ceas de farsă. Da, și... da. M-am fript și cu ceaia. Nu trebuie repede să nu ne prindă mămușenea. Mămușenea cu aut, cum văd eu. Dar bine că farsa s-a primit. Ok, cu ouăla mea super tare. Mănușenea cam mă sperie foarte mult. Chiar și după ușă trântea. O să-i fac farsa asta. Dar o să învârtesc aici ca să nu se audă. Așa o rutin de 2-4 ori. Să mergem.
Bărbătești. Bărbătești? Da, hai. Asta a fost o farsă. Și eu m-am speriat de asta. Uite de asta, sărătești și... Eu am văzut parcă m-a lovit curentul, știi? Da. Așa tu m-am scuturat. Da, știi bine. Și zgomot face mare. Da, uite. O rotiești. Aha. Și un pec cu mine mâna. Eu ți-i stopac, eu îți spun, asta nu-i prima dată. Vini, hai, hai. Una nu Jenia s-a speriat mai tare ca tata. Și ultima farsă. Eu fac lui tata pentru că este în alb. Aș vrea și lui nanu Jenia, dar este în negru și nu o să se vadă. Așa că tata este mai speriat și vreau să încerc. Tata, eu am văzut asta în baie, nu știu ce. Și... Ce? Ce? Alex, nu-i glumă! Asta-i blusa mea preferată, Alex! Asta-i blusa mea preferată! Stai, Alex! Asta nu-i glumă! Deschide! Deschide ca cușentru! Eu acum și deschide ușa, Alex, strică la cata! Tu și pe mine mai e! Bine că la mine e negru și nu se vede de oricum. Băi, iată, pătate! Albastru m-a făcut! Și ți-am zis să-mi dai mai eu ăsta mie. Ei, ți-l dau ție, ia ca ți-l dau. Da, da, mă, să-l iei tu. Alex, deschide! Da, într-adevăr, asta a fost o farsă. Asta în câteva minute o să se șteargă. O să se șteargă asta? Da, șpatul tot. Ce-i asta? Cum ea să se șteargă? Magic disappearing? Cum o să dispară? Cum să-i spară chiar de murdar? Eu e murdar. Nu, uite, era albastru deschis. Da. Uite, noi am probat pe asta și noi e tot așa fix am făcut, dar s-o șters. Ia uite, albastru. Păi da, asta e, asta eu m-am străpit când am venit. Vezi că se crezi șterge. Că o să dispar? Da, dispar. Și o să vedem. Hai. Dacă nu dispare, he-he-he. A few moments later. Женя, уйди, у диспарут. Ты спус, каса диспар. Ну под секрет. Ё, крадемка и мурдарит. Да, у диспарут. Аккурат и канолы. Калакрим и аккурат. Да. Алекс, а мой день? Ты теж фейшелу мама. Да, сидак. Да? Как кума мангатит. Mama sunt nebunească când ați vadă pe haine asta. Dar după ce îi faci, nu-i spune că asta se șterge. Lasă-o să creadă că nu se știe. Da, da. Sper că mama o să aibă o reacție mai calmă. Hai, eu așa nu cred. Dar eu sper să n-aibă reacție calmă. Mama, tu știi, Erna, eu am găsit-o și în bai, bunica, vin în clasă. Dacă uite, te-am găsit-o de asta. Uh-huh. În bai și eu... O murdă, ia! Aici, uite aici, uitați! Alex, ce-ai făcut cu mama și cu bunica? Bunica-i spatele albastru, stătea, uitați-o pe dulap! Cristina, ce maci! Ce cămașă super ai avut! Da, acum ești mai stilată, știi? Da! Ești foarte stilată acum! Nu știu, bun, tu-i dai voie la copilul ăsta să facă așa ceva? Masca-ți cumpăra altă cămașă. Da, bucătăreșinea să o speli. Da, să ie? Da, bunica, și nu să mai ie! Mama să mai ie! Nu! Nu să ie, deloc mama nu să ie! Își trebuie ei dumat oameni! Asta e a doua oară când mă îmbrac, bluzița asta, Alex. Vezi, te arunc și tine așa? A doua și ultima oară. Să-l stropesc? Nu, pe mine, nu, pe mine m-a stropit. Când? Și unde? M-a stropit. Pe altul meu, s-au schimbat deja. Uite! Ia pe aici. Da, serios? Da, serios, asta nu spam. Mama s-a dus o zi. Să sunt părătări. Spune-mi să o spune cu fien. Mami, pală cu fien. Ca să ie, m-ați amușit. Mama, asta a fost o farsă. Prieteni, toate farsele s-au primit. Eu sunt în șoc că s-a primit prima dată video meu. Și nu uitați să scrieți în comentarii care reacție v-a plăcut mai mult. Cu voi a fost Alex TV. Noi cu voi ne revedem în video următor. Pa, pa!